Hei, dragilor, astăzi ne jucăm Granny. Mamă, ce frică mie. Până acum nu m-am mai jucat un joc de groază, mi-e frică. Hai să începem. Da, da, ok. Așteptăm puțin. Sper să nu mă sperii. Adică, până acum, de la colegii mei n-a părut așa de speriat, dar... A, da, și vouă sper că vă plac jocurile de groază. Că nu vreau să joc ceva ce vouă să nu vă placă. Și dacă vă place Ouija 5 care... ziua întâi. Ok, dacă vă place Ouija 5 care joacă jocuri și dacă strângem 10 like-uri, o să mai joc jocuri, dar cu mai interponi, nu de groază, că asta mi-e frică de ele. Eu de obicei eram o fată bună cu magia, prietenii și chestii. De obicei, eu nu fac chestii de genul groază, eu fac chestii drăgălașe și așa. Și pentru că nu sunt obișnuită cu chestiile de groază, mi-e frică rău și să văd casa asta. Să sperăm măcar că ieșim din camera. Hai, ieșim. Oh, baba, e jos. M-a băgat după ușă. Să nu mă vadă, să nu mă vadă, să nu mă vadă. A, dar vreau să vă zic că eu, în momentul de față, cred că joc pe greu. Cred că în momentul de față, gata. Mai. Nu știu ce am făcut, dar cred că n-am făcut ceva bine. În ce cameră sunt... Și de ce mă mișc așa dificil? Oh, ce m-am speriat! Mamă, deci, da. Nu mă descurc. A doua zi. Sper să găsesc cheia aia. A, da, dacă nu știi jocul, eu trebuie să găsesc o cheie și să descui, să iau niște lucruri, să lovesc bătrâna, să o omor. N-am încercat să o blochez, cum mă blochează colegii mei. Aoleu, ce dificil e să mergi pe aici. Acum am mișc mult mai repede, ok. Nu cred că e bine nici așa de repede. Ne băcăm sub apă puțin să reglăm asta. Hai, mai bine așa. Da, mult mai ok. Așa. Să ieșim puțin. Am auzit ceva. Ok, deci știți cum stau eu în momentul ăsta? Super, super panicată. De baba aia ce e ea. Să ieșim. Din cuiat. Ai auzit, babă? Hai că vrem să aducem baba, să încercăm să o păcălim, deși nu cred că reușesc. Că eu până acum... Mamă, ce-am transpirat de la un joc! Cred că toată frică asta. Hai să mai dărâmăm o dată masa. N-auzi? Ah, hai că auzit, se mișcă ușa. A zis cu iată, gata. Vine baba. Așa, așa, așa. Am blocat baba! Da, e ok. Mamă, ce m-am speriat. Vedeți, să ne ducem jos. Să căutăm cheia aia. Ce frică mie. Chiar dacă am blocat-o, tot mi-e frică. Sper că nu se mai trezește dacă o blochez, nu? Presupun că nu. Bine, când găsesc cheia, revenim. Dacă nu mai fac vreo boacă până atunci.
Dragilor, vreau să zic că am făcut și eu un progres. Am găsit cheia. Hai să o luăm. Acum, ce m-a speriat. Mi s-a părut că am văzut baba. Ce mă sperie jocul ăsta. Tot am senzația că baba s-a trezit din somn. E ciudat. Ce frică mie. Ce frică mie. Bine, dacă ajung la subsol, vă anunț și pe voi. Între timp am vizitat-o din nou pe bătrânica. Hai că a rămas blocată, cred că nu mai iese. Dragilor, am ajuns într-un loc, nu știu ce e locul ăsta, dar nu l-am mai văzut prea acum. Și am vrut să vi-l arăt și vouă. O fi aici, subsolul? Am coborât niște scări ca să nu aici. Uite, mai e un loc ușor și aici. Am găsit subsolul. Ce e? Asta o fi subsolul? Nu, aici e o cameră. O mașină? Unde am ajuns, în garaj? Există garaj? Ce m-am speriat. Ce e aici? Nimic. Deci n-am găsit subsolul. Bun. Și nu pot deschide asta. Pe era prea ușor după aia. Ce tare, pot să caut mașină. Ce-am făcut aici? Ok. Deci nu e aici subsolul? Bine, ne revedem când ajung în subsol. Dragilor, nu știu unde am ajuns. Cred că undeva afară și cred că am găsit subsolul. Probabil. Am ascuns de pe chestia asta. Mi-e frică. Hai, că ne vedem că ajung la subsol. Aici. Am găsit. Tranquilizantele. Bun. Ce-am făcut? De ce l-am pus pe jos? Se zice să omorâm baba. Unde era baba? Uite, măi, ce deșteaptă. Mi-a pus canapelele astea aici. Că știu eu că era baba aia pe undeva pe aici. Bravo și mie. Pe lângă. Pe bune. Acum. Simtim baba. Gata. Am reușit? Așa, pe bune. Nu știu dacă voi mai ajunge afară. Aici afară? Cu ea aceasta ce facem? Un cod. Pe bune, totul este încuiat în casa asta. Și asta? Wow, deci e așa de încuiat totul. Nu pot să deschid. Și clopoțelul ăla e pentru ea, nu? Da, dacă mă bag eu aici să înceapă să sune să vină după mine. Da. Ce babă deșteaptă. Ok, dragilor, dacă reușesc ceva, revin. Dragilor, am ajuns iarăși într-un loc secret al casei. Și... ce e asta? O scrisoare? Wow! This is me and friends. Mamă.
cum las asta. Vreau să las asta, cum las scrisoarea jos. Ah, pe bune. Scrisoare ciudată. Lasă-te jos. Orice ar fi. Locul ăsta e foarte ciudat. Nu știu ce e cu el și de unde e. Dar e bizar rău. Uitați-vă, coridoare pe aici de aer sau ceva. Poate ajungem afară. Deci, dacă reușesc să fac ceva cu scrisoarea asta sau cu ceva, eu cred că e incompont și pentru voi, revenim. Dragilor, se aud niște gândăcei ceva, cred că am ajuns afară. Am ajuns, cred că afară, dragilor. Da! Am ajuns undeva, dar e un tavan, deci nu e chiar afară. O spânzurătoare pe bune. Un puț. O căsuță micuță. Și casa noastră. Wow, deci asta este chiar de speriat. Și spânzurătoarea asta nu se vede ea. Și căsuța asta ce face? Căsuța asta mică chiar mă sperie. Mi se spune ceva în ea. Încuiat. Oh, mai bine. Și scrisoarea asta, scuzați, dragilor, dar nu știu ce să fac cu ea. Mi-a lăsat-o ăștia aici. Am citit-o, nu zice nimic prea interesant pentru noi. Vedeți și voi sau acolo e mai o trapă? Ah, ba nu, e cuțitul ăla, spânzurătoare. Wow! Cred că am ajuns cel mai afară unde putem ajunge, nu? Bine, dragilor, episodul devine deja cam lung. Sper că v-a plăcut acest episod. Știu că e deloc Wavy 5. N-aș fi făcut asta, dar chiar am vrut. Și o să mă instalez jocul dacă vă place să joc jocuri. Dar legate de My Little Pony, nu legate de ceva de groază, că știți cum stă inima în piept. Ok, hai să stingem o dată înregistrarea asta până când mai vine vreo babă ciudată în fața noastră. La revedere, dragilor, nu uitați să vă abonați și să dați like dacă vreți episoade noi cu chestiile astea. Oricum, v-am zis, o să fiu cu My Little Pony, nu cu asta. Asta chiar m-a speriat. Oh, ok, pa!